Mașini inversate, ajunse în șanțuri sau grav avariate, puteau fi observate în seara de 26 august pe străzile capitalei. Mai multe coliziuni violente au creat haos în traficul din Chișinău. Pe lângă răniți și pagube materiale, în șirul consecințelor acestor coliziuni, trebuie adăugate și ambutăiajele infernale care s-au format în zonele unde s-au produs accidentele. Unul dintre cazuri a avut loc pe strada Vadului Vodă, intersecție cu strada Uzinelor. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord iar imaginile distribuite pe rețelele sociale. În secvența video se poate observa cum un șofer intră în intersecție pe strada cu prioritate, moment în care mașina lui este lovită lateral de un alt vehicul care nu i-a cedat trecerea. În urma impactului, vehiculul tamponat s-a răsturnat Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia Stati, la volanul mașinii răsturnate se afla un tânăr de 25 de ani, care după impact a avut nevoie de ajutorul medicilor. Acesta a fost examinat de către specialiștii de pe ambulanță, însă a refuzat să fie dus la spital. Celălalt conducător auto în vârstă de 45 de ani a scăpat nevătămat. Alte două accidente rutiere s-au produs pe șoseaua Balcani, dar și în intersecția străzilor Milescu-Spătaru și Un Domeniu. Acolo, în unul dintre cazuri, un automobil a ajuns în șanț, iar alte două mașini s-au tamponat. Coliziunile s-au soldat doar cu pagube materiale. Toate trei cazuri sunt examinate de oamenii legii pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-au produs accidentele de circulație.